profesoare, domnilor profesori, domnilor asistență, participăm la un eveniment. Un eveniment organizat de Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască, Dr. Moșe Carmili, institut care funcționează în cadrul Facultății de Istorie și Filozofie al Universității Babeș-Bolyai. Un eveniment ce coincide cu Ziua Holocaustului din România, 9 octombrie. Putem întâlnirea care găzduiește de mai mulți ani Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască, Dr. Moșe Carmili. Suntem întâlnirea care sunt spații didactice, pentru că acest institut are și o activitate didactică. Suntem întâlnirea în care funcționează biblioteca acestui institut. Suntem în momentul în care inaugurăm în mod oficial Muzeul Documentar și Muzeul Virtual al Holocaustului, două realizări notabile ale acestui institut despre care vom avea plăcea să vorbim azi. Mă gândesc să-l invit acum la cuvânt pe domnul rector al Universității noastre, pe domnul academician, profesor de Universitatea Dr. Ioan Hărăcov, să ne aseze în cuvânt de asta. Și am putut veni. N-am venit numai ca rector, am venit și ca martor al unor etape din viața acestui institut și îmi face mare plăcere să-mi amintesc de ele. Mai sunt aici colegi și domnul profesor Ciuia și domnul profesor Adosar. Ar mai fi și alții, dar sunt într-o lume a dreptilor ei. Mă gândesc la profesorul Rosin Teodor, de fericit aducerea minte, la profesorul Nicolae Bocșan, la profesorul Liviu Maior, care este pe această lume mai departe de lucru și n-a putut să fie aici. Când s-a organizat acest institut și am avut cinste așa mai la coadă să stau să-l văd pe patronul de Moșe Carmili Weinberger, venind aici și organizând activitatea institutului. Ceea ce a fost un lucru extraordinar. Fostul rabin șef al Clujului să vină după căderea regimului totalitar și să organizeze un institut care atunci nu și-avea sediu aici. Între timp a dobândit această fostă sinagogă unde cercetările de istorie, civilizație ebraică și evreiască mai recentă sunt la ele acasă. L-am vizitat apoi la New York pe profesorul Carmili în casa lui și am avut șansa să schimb gânduri interesante de la un om dornic de cunoaștere la un martor ocular al evenimentelor. Și de atunci am rămas legat firește de activitatea acestui institut care are în centrul lui o istorie tragică pe care nu avem voie să o uităm și pe care trebuie să o cunoaștem. De aceea pe ziua aceasta de 9 octombrie, care e o zi a memoriei, este extrem de importantă, pentru că în tradiția și în civilizația acestei țări și a acestei provincii numite Transilvania, istoria și cultura evreiască au locul lor distinct și inconfundabil. Se confundă, de fapt, cu istoria și cu viața tuturor comunităților care au trăit aici. De aceea, înființarea Muzeului Documentar al Holocaustului din partea de nord a Transilvaniei, care între 40 și 44 știți că a făcut parte din Ungaria, e un lucru extrem de important. Eu nu pot decât să-i felicit pe inițiator, pe doamna director Radosav, pe Augusta Radosav, pe toți colaboratorii acestui institut, care funcționează în ciuda unor anumite greutăți prin care trece tot învățământul superior și toată cercetarea românească. În final vreau să vă arăt și preocupările mele personale legate de asta. Am avut șansa să fiu între primii care să văd un jurnal semnat de Ali Steinmetz. Prin bunăvoința prietenului și colegului meu, Paul Farcaș, care este și prieten al acestui institut și al facultății noastre de litere. Și am prefațat această carte emoționantă pe care vreau să o citiți. Nu e a mea și nu e a lui Paul Farcaș. Este jurnalul lui Ali Steinmetz și se numește Întoarcerea din ea. Un supraviețuitor. De aceea nu pot decât să doresc mult, mult succes acestui muzeu virtual și să-mi exprim dorința de a vedea lume multă care să vină aici și să poată vedea ceea ce s-a întâmplat
ca să nu uităm și firește ca să nu repetăm. Felicitări! Mulțumesc, domnule rector, pentru aceste cuvinte, pentru evocarea fondatorilor Institutului nostru. Vreau să mulțumesc și pentru un foarte concret și substanțial pe care Universitatea a acordat Institutului din acest demers de organizarea muzeului virtual de la copii părerea noastră, Augusta Sosu-Gradosav, Umedea. Universitatea Babeș-Bolyai de câțiva ani încearcă să conteze în plus, în regiune, în țară și nu numai, și prin muzeele sale. E un efort notabil pe care Universitatea depune în acest sens de organizare sau de reorganizare a muzeilor sale. Acest muzeu pe care îl deschidem azi în mod oficial se va face parte de rețeaua muzeilor universității noastre. Îi dau acum cuvântul domnului președinte al Senatului Universității noastre, părintele profesor Ioan Chirilă, un bun cunoscător al istoriei acestui institut și un prieten al institutului. Domnule rector, domnule decan, domnule director, stimați colegi, stimați participanți, pentru mine, într-adevăr, este un moment de bucurie și era o datorie pentru mine să încerc să fiu astăzi la deschiderea acestei realizări deosebite a Institutului Judaistic Moșe Carmin din Cluj. Cu rabinul Moșe Carmin am avut privilegiul să vorbesc de mai multe ori însă astăzi m-am bucurat că ne-am văzut poza de tinerețe pe care nu i-o văzusem. Era, într-adevăr, o personalitate care avea și capacitate organizatorică, însă era și un om cu deschidere enciclopedice și cu un foarte dezvoltat simț al responsabilității pentru semenii săi. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la ceea ce a făcut în anul din această perioadă, 40-44, pentru confrații evrei de aici, din Transilvania, împreună cu un alt nume, Dragomir Raul Ciorba, dar și ce a făcut după 1990, prin deschiderea acestui Institut de Istorie a Evreilor din Transilvania, Moșe Carmin, care este cotat și sper să rămână în aceste zone de copertă, fiind unul dintre cele mai bune institute de cercetare a istoriei trecutului comunităților evreiești din România. Era de datoria noastră și doamna director știe că am avut tot felul de inițiative și încercări de a face măcar o expoziție permanentă cu poze din perioada de copertă, dar ne-am lovit bandele imposibilitatea obținerii spațiilor necesare, ba de soluții din acestea foarte tranzitorii, pe perioadă scurtă și n-am putut da curs acestor solicitări, care, să știți, veneau din partea unor reprezentanți ai comunității evreiești care există încă în Cluj. Mă bucur de aceea că aici, în sinagoga care a fost organizată ca și spațiu educațional și de cercetare. Astăzi se deschide acest muzeu, astăzi se deschide această expoziție documentară, care va sta la dispoziția celor care doresc să cunoască aceste momente negre din istoria poporului ales, dar și din istoria neamului românesc. Pentru că există varii modalități de raportare în această perioadă, de raportare la aceste evenimente. Sper că ceea ce ofer acest centru de documentare și acest muzeu vor comunica tinerii generații ce trebuie să aflăm din istorie și ce trebuie să nu uite ca să nu repete. Pentru că
acesta este rostul unui muzeu. Să ne atragă atenția, să ne pună în față atât elementele sau evenimentele extrem de pozitive, cât și cele extrem de negative, pentru ca omul, ca structură rațională, să discernă și să aleagă de preferință calea aceasta a binelui și a vieții. Nu pot decât să îi felicit pe cei care au trudit la organizarea acestui muzeu și să le doresc forță de muncă și spor în continuare, pentru că documentele, cele care le-am văzut, sunt din zona aceasta noastră. Încă există multe documente care pot fi adunate, pot fi catalogate și pot să stea la dispoziția tinerilor care studiază în acest institut, pentru că există grupe de studii, și care vor dori să-și desfășoare cercetarea aici. Acum eu sunt legat de mediul iudaic, pentru că ceea ce trebuie este însă baza iudaicului. Pentru că preau Vechiul Testament. Vechiul Testament, limba evraică biblică, arheologie și tot ceea ce ține de Țara Sfântă. De aceea, de la bun început am fost alături, cred că după vreo 2 ani de la deschiderea venit eu pentru limba evraică, am fost alături de acest centru și colaborez cu centrul programele acestei educaționale, pentru că am folosit cursuri de arheologie și am studenți la acest curs care vin din partea centrului. Deci eu zic, sper ca activitățile de aici să se dezvolte, muzeul acesta să intre în circuitul al muzeilor dedicate Holocaustului și să fie un creuzet efectiv de învățare a ceea ce este bine, a ceea ce este frumos, a ceea ce înseamnă conservarea și păstrarea vieții tuturor. Îi felicit și le doresc spor în toate. Activitățile noastre didactice în funcționarea masteratului, de studii iudaice pe care am reușit să relansăm într-un moment în care părea fără speranță această activitate a Institutului. Semnul lucrător e că Institutul e viu, că funcționează, reușește să continue programele pe care și le-a asumat în momentul în care a fost fondat. Este în prelungirea proiectelor gândite de fondatorii acestui institut. A avut și momente mai complicate, a trecut și printr-o perioadă în care nu era foarte limpede în ce direcție va merge și dacă va mai reuși să funcționeze. Ea a fost fondat în 1991 și au fost pomenite aici numele care au reflectat la asta și au contribuit la finanțarea institutului. S-a diversificat ca activitate din momentul în care au intrat în structura sa și programele de licență și de masterat. Pe lângă dimensiunea de cercetare asumată de la început. A fost readus în structura facultății noastre în anul 2012 prin demersurile noi, conducerea universității noastre prin intervenția directă și decisivă a domnului rector. Și din acel moment încercăm să păstrăm și programele didactice, cele pe care le avem în colaborare, cel pe care le avem în colaborare cu Facultatea de Litere și programul de masterat al facultății noastre. Cercetarea continuă, așa cum puteți să aflați pe site-ul acestui institut, un site și el revitalizat. Programul de cercetare înseamnă, în primul rând, un efort de identificare, de inventariere, de scanare și de prelucrare a documentelor referitoare la istoria evreilor din Transilvania, dar și a cărților, a fondului de carte legat de activitatea acestora. Și cercetarea se concretizează astăzi în muzeul pe care îl propunem. Muzeul este
și rolul cercetării, dar în același timp este și dovada faptului că institutul acesta ține pasul cu contemporanitatea, cu lumea noastră. Nu un muzeu clasic, este un muzeu virtual, un muzeu care se adresează tinerilor prin efortul de a cultiva, de a păstra amintirea celor petrecute în anul 1940-44. Înainte de a-i da cuvântul colegei noastre, Augusta Costiuca Albăsat, dați-mi voie să mai salut două prezențe în această sală. Prezența domnului prorector Rudolf Greff, și el un susținător al programelor facultății noastre și, în mod deosebit, prezența domnului prorector Ion Bolovan, cel care știe foarte bine ce pași am făcut pentru a organiza acest muzeu. Muzeu a fost sprijinul nostru în toate aceste luni pe care l-am traversat. A fost omul care ne-a ajutat din plin. Vă mulțumesc, domnule prorector. Și acum să ascultăm pe Augusta Costiuca Albăsat, pe colega noastră, cea care ne-a prezentat. Stimate domnul director, stimate domnule profesor Cășelina, președinte a Senatului Național, stimate domnule Recan, stimate domnule director Bolovan și stimate domnul profesor distinsă audiență. Distinsă, suntem foarte onorați să vă avem astăzi cu noi la inaugurarea acestor două proiecte complementare și anume Muzeul Documental care a sfârșit și Muzeul Virtual pe care îl prezentăm aici al Holocaustului din nordul Transilvaniei și inaugurarea, după cum a fost amintit deja, are loc la o dată simbolică și anume dată de 9 octombrie, care este ziua comemorării Holocaustului din România. Și aș începe și eu prin a adresa dinunția reiterat ceea ce s-a subliniat și domnul Bernan și anume mulțumirile noastre adresate din urmă rectoratului Universității Vamășului, voi, domnului corector, academician profesor Monoleto, domnului profesor Ion Bolovan, care ne-a sprijinit de la începutul acestui demers în faza de pregătire. Un an în urmă a fost inclus o masă de fundă în cadrul Congresului Național al Istoricilor Români despre acest anume masă rotundă dedicată tematicii Holocaustului, în care am prezentat primii pași ai desfășurării și a elaborării acestui proiect. Și cu această ocazie doresc să subliniez și să-i reiterez mulțumirile noastre adresate conducerii Universității Doamne și voi pentru sprijinul exclusiv și necondiționat pe care a avut parte. De asemenea, doresc să le mulțumesc donatorilor care, prin generozitatea lor, mi-au pus la dispoziție documente foarte valoroase din arhive personale și ale familiilor lor pentru a le include în muzeul documentar și în muzeul virtual, în format digital. Și anume, salutăm prezența profesorului universitară, dr. Vasile Bogdan, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport. Și vă mulțumim pentru donația extraordinară pe care ne-ați permis să o folosim în cadrul muzeului documentar. De asemenea, arhitect Orban Caharon, care de asemenea ne-a donat documente foarte importante și ilustrative pentru tematica Holocaustului. Lector Dr. Paul Farkas din Haifa, care s-a ocupat, rector de editarea jurnalului de la Gratoris Steinmetz. Apoi Șoșana Roșcovici, supraviețuitoarea Holocaustului și familiilor, le mulțumim familiilor studenților noștri de la studii judaice, Claudia Hațiganu, Dragoș Bucur și Dana Popescu Fuchs, care de asemenea ne-au pus la dispoziție multe documente din arhivele familiilor pentru a le include în acest muzeu documentar și virtual. Realizarea acestor muzee a fost posibilă și grație conținutului documentar pus la dispoziția noastră de Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj,
reînțumim și digitizat acest conținut de colegii noștri de la Laboratorul de Informatică și Digitizare, cărora le adresăm din nou mulțumirile noastre. De asemenea, colegilor noștri de la Institutul de Istorie Orală de Universitatea Babeș-Bolyai, care ne-au pus la dispoziție valoroasa lor arhivă audio cu interviuri luate supraviețuitorilor Holocaustului din Nordul Transilvaniei, pe care am integrat-o în muzeul virtual. Documente pentru care ne mulțumim am primit și de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord și Leu Silvani, prin Daniel Ferestre, general, director al acestui muzeu și absolvent de studii judaice la UBD, și de la Casa Memorială Elie Wiesel de Sighetu Marmației, prin Alina Moelușan, de asemenea curatorul la acest muzeu și de asemenea absolvent la studiilor judaice la UBD. Mulțumirile noastre se adresează și comunității evreilor din Cluj, care prin domnul președinte Schwarz, care din păcate astăzi este alături de noi din cauza unui motiv de boală, comunitatea prin domnul președinte Schwarz și-a dat acordul ca galeria din camera alăturată pe tema Holocaustului, realizată de pictorul clujan, supraviețuitor al Holocaustului, de urmat să fie inclusă în muzeul nostru documentar. Ne adresăm mulțumiri și echipei cu care am lucrat la realizarea acestor două proiecte complementare, formată din actual și foști doctoranți, masteranți și studenți studii de aici la universitatea noastră, căror diligență, muncă susținută, acribie, dar și pasiune, în primul rând, a fost posibilă realizarea celor doi muzee. Petru Cicu, bibliotecar la Biblioteca de Studii Iudaice, care s-a ocupat de site-ul, ca site-ul să ajungă într-o formă frumoasă, site-ul muzeului virtual. Apoi Greta Cristina, doctorandă, Lidia Ionja, masterandă, Lucia Horia, masterandă și Flavia Hațeganu, studentă, care mi-a și oferit și conținut documentar. Realizarea proiectului nostru muzeal se constituie într-un demers plasat în continuarea acestui program didactic de formare a profesorilor de istorie din învățământul pe universitate, desfășurat între anii 2000 și 2010 de către Institutul nostru de Judaistică și Istorie Evreiască și intitulat Predarea Holocaustului în școlile din România. Acest program, derulat pe o perioadă de 10 ani, a cuprins cursuri pentru pregătirea profesorilor de istorie din învățământul preuniversitar, în vederea predării tematicii Holocaustului în școlile românești. Și la el au participat, de-a lungul acestor 10 ani, peste 600 de profesori de istorie. Cursurile au fost oferite de cei mai reputați specialiști în domeniu, de la Universitatea din Israel, Franța, Statele Unite, și de către experți în metodologia predării Holocaustului de la Yad Vashem World Holocaust Remembrance Center și de la United States Holocaust Memorial Museum din Washington. Cursurile au inclus, de asemenea, întâlniri cu supraviețuitori ai lagărelor de concentrare naziste și excursiile în locuri legate de istoria și tragedia evreilor din Nordul Transilvaniei în timpul celui de-al doilea război mondial, precum și deplasări în Polonia, unde s-au vizitat lagărul de extermin la Auschwitz-Birkenau. Apoi, profesorii de participant la curs au pregătit un proiect de predare a Holocaustului aplicat la clasă, pe care l-au prezentat după un an în fața cursanților anului următor, și în acest fel, acești profesori au devenit, după prezentarea propriilor proiecte, formatori în predarea Holocaustului la nivel județean, statut certificat de diplome eliberate din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Acest program, Predarea Holocaustului în școlile din România, în continuarea căruia ne plasăm și noi prin proiectul nostru muzeal, a avut un remarcabil eco internațional și a fost apreciat datorită valorii sale didactice, formative și științifice de către reputați specialiști experți de la amintitele instituții Yad Vashem și de la Muzeul Holocaustului din Washington, dreptul al treilea program ca valoare în programele similare de predare a Holocaustului. Referitorul la muzeul nostru, plasat în continuarea și proximitatea acestui proiect didactic de care am vorbit, deci referitor la muzeele noastre, fondul documentar al acestora este constituit din documente originale pe care le puteți vedea afară în muzeul documentar și copii ale unor originale aparținând supraviețuitorilor și care vorbesc despre importarea gazelor naziste și deportacerea acasă. Corespondența, apoi aparținând deportaților, fotografii personale ale supraviețuitorilor gazelor de exterminare de la Auschwitz, un
puternic mesaj emoțional pentru că arată urmele torturilor și ale experimentelor medicale de exterminare. Apoi există obiecte personale expuse, ale supraviețuitorilor, mai avem documente care ilustrează politica antisemită și legislația antisemită din anii 1940-44. Avem, de asemenea, scrisori, documente, ilustrații, desene, chiar și ziare ale prizonierilor din lagăre și ghetouri. Apoi avem documente certificate din lagăre aparținând deținuților, certificate medicale care atestează prizonierile medicale la care au fost făcut deținuții. Apoi certificate emise de autorități pentru a le servi supraviețuitorilor de dovada revoltării și a suferințelor prin care au trecut. Și mai avem mărturii autobiografice originale și inedite, jurnale de lagăr menționate deja. Considerăm că aceste muzee sunt un experiment muzeografic original, întrucât asociat segmentului documentar și o secțiune multimedia pe care vă invităm să o vizitați și care cuprinde interviuri video și audio cu supraviețuitori ai Holocaustului din nordul Transilvaniei, realizate de către colegii din echipa noastră, Greta Cristina și doctorandă, și de către colegii de la Institutul de Istorie Orală. Aceste interviuri audio și video și audio sunt proiectate pe un ecran în sala Ivan Grăbite alături și, cum spus, sunt integrate în acest spațiu inedit expoziția permanentă de pictură și sculptură pe tema Holocaustului al artistului Ivan Grăbite, el însuși un supraviețuitor al Holocaustului. Cum spuneam, prin generozitatea de a comunității Ebeiești din Cluj, proprietarul acestor lucrări de art, am primit acordul de a le integra componenta multimedia, mărturii video și audio ale Muzeului Documentar în această expoziție pe artă. Așadar, asocierea dintre documente scrise, fotografie, obiecte, produse multimedia și lucrări artistice cu un puternic mesaj simbolic referitor la Holocaust fac în acest proiect muzeal un punct de atracție pentru vizitator. Aș dori să închei prin a-mi exprima încă o dată mulțumirea adresată rectoratului Universității Babeș-Bolyai pentru sprijinul exclusiv pe care mi l-au acordat necondiționat. Să le mulțumesc și colegilor de la Direcția Patrimoniului Cultural din cadrul Universității Babeș-Bolyai pentru ajutorul acordat în organizarea evenimentului. Să vă mulțumesc și pentru prezență și să vă invit să vizităm Muzeul Documentar înainte de a vă prezenta foarte pe scurt a doua componentă a muzeului nostru, și anume Muzeul Virtual. Este pagina de pornire a Muzeului Virtual al Holocaustului. În fundal este o hartă în care se va regăsi și cuprinsul hărților din muzeu, dar stilizată este fundalul punctelor de deportare și ale ghetourilor din nordul Transilvaniei. Pagina noastră de pornire, din care se face accesul spre cele cinci secțiuni tematice ale muzeului, să spunem spre legislația din antisemită. Și partea de text este completată permanent prin link-uri, legături la documente de diferite tipuri, și anume documente așa. Documente digitale de data aceasta, de data din sursele amintite, care sunt prezentate, se pot consulta la o rezoluție foarte bună, se pot utiliza, sunt descrise în forma digitală, exponate de documente, și aici se pot descrie și pentru că nu e o vizualizare. Apoi, avem diferite tipuri de documente pe care pentru mai bun acces le putem vedea direct din partea comentară a paginii. Toate documentele incluse sunt listate, sunt incluse într-o listă care se poate accesa direct fără parcurgerea textului. Sursa este precizată, descrierea fiecărui obiect muzeal digital. Apoi, la panoul Evreilor din Transilvania, avem și mai departe, Evreii din Transilvania, am stăvit puțină, care era primul panou. Deci, tipurile noastre de documente sunt link-uri externe, documente digitale proprii și documente
fotografii și documente în format PDF, fotografii incluse în text, pe tematica prima, evrei din Transilvania, deci un scurt istoric al evreilor din Transilvania cu cele mai notabile realizări ale acestora de-a lungul de la stabilirea lor în Transilvania până prin perioada interferică. Apoi ați văzut deja legislația antisemită, o scurtă parte despre legislația antisemită din anterioară dictatului de la Viena, din România, și apoi partea principală a legislației antisemite se concentrează asupra decretelor emise de guvernul maghiar în perioada 44, le veți vedea și afară expuse. Avem, de asemenea, componente multimedia foarte utile și inedite și în premieră, să spunem, de exemplu, o harfă sau alte tipuri de acest fel de hărți, în care avem populația, am identificat noi după surse statistice, populațiile evreiești pe județe din partea de nord a Transilvaniei, populația totală și populația evreiască. O să trec direct la a treia tematică, ghetoul și lagăre, le avem de toate linii să observăm. Vom trece la ghetoul și lagăre, tot așa lista documentelor, lista fotografiilor, lista cărților. La partea de ghetou și lagăre, o foarte inedită și esențială contribuție este realizarea acestor cărți interactive ale ghetourilor, pentru că lagărele nu se pot din lagărele fiind în afara localităților, nu se pot cu precizie plasa și nu avem informații, dar ghetourile, după hărți vechi, am reușit să le plasăm și ele sunt efectiv, se poate cu zoom, sunt marcate pe harta actuală, harta, da, României, respectiv, în localitatea respectivă, pe străzi, pe străzile pe care au fost aceste lagăre, se pot vedea. Să vedem la Gălătini, satul mare, nu se zoom pe hartă, se poate vedea cât de aproape sunt în parte de această, exact, amplasarea acestor lagăre. Apoi, lista documente, avem la, în completare, sunt depoziții ale marturilor sunt supraviețuitorilor din Holocaustul din Nord de Transilvanie. Cum spuneam, lista este în completare cu documentele primite în ultima perioadă și le vom actualiza. Apoi, mărturii. O altă secțiune foarte importantă și esențială a muzeului nostru este, și care conține, are conținut multimedia, este partea de mărturii. O să vă pun o scurtă. Acest interviu este preluat din arhiva Institutului de Istorie Orală. Nu știu la cum sunt, dar am verificat asta. Și este interviul preluat din arhiva acestui. Urmează și altele. Interviurile noastre proprii luate de către colaboratorii noștri sunt deocamdată în sala multimedia, urmează și ele să fie integrate în site-ul Muzeului Virtual. Și, cum spuneam, o importantă și inedită contribuție și în primat, adică la noi cel puțin este un primat exclusiv la noi. Apoi, perioada post-Holocaustului, din nou, în completare despre reinserția, întoarcerea și reinserția supraviețuitorilor în viața socială, în societate, după traumele suferite în perioada Holocaustului. Foarte desigur, vă mulțumesc!